În anul curent, manifestația consacrată aniversării a 25 de ani de la semnarea Declarației de Independență a Republicii Moldova s-a desfășurat la Cobâlea, în preajma stejarului multisecular, unde pe timpuri s-a odihnit Ștefan cel Mare. Participanții la eveniment au depus flori la bustul Marelui Voievod. Doar o simplă enumerare a fruntașilor anilor 90 ar depăși cu mult timpul prevăzut pentru acest discurs, dar mă simt obligată să-i numesc pe Dumitru Matkovski, Grigore Vieru, Leonida Lari, Ion și Doina Alda Teodorovici, Gheorghe Urschi, Nicolae Dabija și mulți, mulți alții. Astăzi trebuie să vorbim cu mândrie despre acea generație care merită întregul nostru respect și gratitudine, fiindcă le datorăm ceea ce suntem. Cu frumosul prilej, administrația raionului a menționat cu diplome speciale un grup de locuitori ai raionului, printre care cei 6 șoldănășteni, ex-deputați în Parlamentul Republicii Moldova, personalități marcante, oameni care au contribuit la consolidarea raionului. Omului de artă, Ion Daghi, originar din satul Olișcani, raionul Șoldănești, i-a fost conferit titlul de cetățean de onoare al raionului Șoldănești. Activității culturale cu ocazia aniversării a 25 de ani de independență a Moldovei s-au desfășurat și în localitățile raionului. Spre exemplu, la Rogojeni, după concertul festiv, localnicii au participat la competiții sportive, la concursurile celui mai bun interpret și cea mai reușită pereche de dansatori, tărând cu artiștii amatori din partea locului în fața participanților la manifestații, au evoluat artiștii din capitală, între care Vitalie Dani, Rodica Ciobanu și Vasile Pascalu.